Curtea Constituțională hotărăște. 1. Se admite sesizarea deputaților în Parlamentul Republicii Moldova, domnii Mihai Ghimpu, Alina Zotea, Ion Afonsul, Valerian Bejan, Roman Boțan, Lilian Carp, Ion Casian, Vladimir Cernat, Petru Cosoi, Iurie Dârda, Oleg Ogor și Ștefan Vlas. 2. Se declară neconstituțional decretul Președintelui Republicii Moldova, numărul 105, liunță 8 roman din 28 martie 2016, privind desfășurarea referendului republican consultativ asupra unor probleme de interes național. 3. Se declară neconstituțional alineatul 2 al articolului 44 din Codul Electoral, numărul 1381, liunță 13 roman din 21 noiembrie 1997. Prezenta hotărârii este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare odată adoptării și se publică monitor oficial al Republicii Moldova. Președinte Tudor Panțiru. Ședința în acest caz se declară închisă. Vă mulțumesc!